Exact cât plătește CFR pentru modernizarea a 4 stații de călători, pune și Transelectrica la bătaie pentru un serviciu de mesagerie electronică. Contractul ne-a atras atenția pentru că transportatorul de energie nu dorește un sistem nou de comunicații prin e-mail. Transelectrica pune la bătaie 32 de milioane de lei pentru renovarea căsuțelor de e-mail utilizate de angajații companiei. Modernizarea sistemului de mesagerie electronică este titulatura contractului de 32 de milioane pe care Transelectrica dorește să-l semneze în perioada următoare. Banii urmează să fie achitați de toată România pentru că soluția extrem de scumpă achiziționată de Transelectrica se răsfrânge în prețul de transport al energiei. Oficialii companiei de stat cu salarii uriașe motivează prețul prin faptul că doresc software pentru e-mail, software pentru managementul documentelor, o licență pentru videoconferință și o soluție informatică necesară prevenției pierderilor de date. Transelectrica are aproximativ 2000 de angajați și sistemul de e-mail utilizat de companie nu a fost modernizat în ultimul deceniu. Prețul contează în proporție de 80%, iar 20% sunt acordate pentru o garanție mai mare a sistemului. Singura condiție legată de capacitatea firmei de a duce la bun sfârșit contractul de 30 de milioane de lei este să demonstreze că a mai oferit servicii similare în valoare de 3,5 milioane în ultimii 5 ani de zile. Licitația va fi cu siguranță legendară. Anunțul de participare a fost publicat săptămâna trecută, iar până acum au apărut deja 2 erate hilare care modifică erorile din caietul de sarcini.